Bună dimineața! Bună dimineața, România! Bine te-ai trezit și astăzi este luni. Deschidem o nouă săptămână împreună aici pe TVR3 la Regional Cafe. Eu și colegii mei, care, uite, se întâmplă ca astăzi să fim toți trei într-o dungă, vă dorim să aveți parte de o săptămână cât mai productivă. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața, Horia! Bună dimineața, bună dimineața! Tot caut prin ziare, degeaba ne-am îmbrăcat și eu și tu mai spre roz, așa, caut prin ziare să le dăm o știre veselă, optimistă, dar... La început de săptămână. Da. E cât se poate de clar. Ați văzut cu siguranță în weekend ce s-a întâmplat. În unele părți oamenii se pregăteau să mai termine de pus zarzavaturi și legume și murături, dar a venit iarna peste ei, mai ales cei care au plecat în zona montană. Mulți au fost prinși fără cauciucuri de iarnă, deși noi toată săptămâna trecută am spus acest lucru și probabil mai căutau la repezeală câte un CD cu hrușcă prin mașină, pentru că asta e normal, nu poți. Dacă n-ai cauciucuri de iarnă și te prinde zăpada, măcar atâta lucru să poți să faci, să pui... S-a trecut și la ora de iarnă. Ar trebui să fie și acesta un indiciu că vine iarna peste noi. Se simte și în aer aici, cel puțin la Iași, azi dimineață când am ieșit din scara blocului, era un aer foarte, foarte rece. E adevărat? L-ați resimțit și voi? Este într-adevăr. Uite, pentru cei care pornesc la drum sau nu știu ce să facă, poliția-română.ro, secțiunea infotrafic, iată situația traficului de la 6.45 pe Transalpina. Bineînțeles, știți că sunt probleme în județul Harghita. Din cauza vântului puternic, porturile de la Marea Neagră sunt închise. Avem un update că s-au deschis două porturi. Mai apoi spre Vâlcea, Bistrița, Năsăud, Buzău și înspre Suceava, dragi prieteni, intrați aici sau sunați la drumurile județene, găsiți pe site toate informațiile. Înainte să plecați la drum, vă rog tare mult, și dacă mergeți spre zona montană, neapărat cauciucuri de iarnă, iar noi toți ceilalți ar fi bine să ne gândim, dacă nu săptămâna asta, măcar săptămâna viitoare să ne punem cauciucurile. Despre temperaturi și restul lucrurilor o să vorbim puțin mai târziu. Și acum mergem la ea, doar ea, Roxana Gorcioaia. Bună dimineața, să ai o săptămână foarte bună! Bună dimineața! Sperăm să avem cu toții o săptămână foarte bună. N-a început prea bine din punct de vedere al vremii, vă povestesc chiar acum. Însă o să aflăm detalii. Până atunci, ce ne-ai pregătit la știri? Este cod portocaliu de vreme rea până diseară la ora 23 în zona de munte a județelor Suceava, Neamț și Bacău. Vijeliile din ultimele ore din județul Suceava au dus la ruperea copacilor și blocarea temporară a unor drumuri naționale și județene. Cel mai afectat de căderile de arbori a fost drumul județean DJ-175B, Transrarău, care a fost închis temporar. Pe DN17, în pasul Tihuța, stratul de zăpadă depusă măsoară 1 cm, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. DN17B este blocat pe un sens de mers din cauza unor bolovani căzuți de pe versant. Mai multe echipaje ale ISU Suceava, angajați ai direcției silvice, precum și de la primăriile din zonele afectate, sunt pe teren pentru a monitoriza situația. În județul Neamț, aproape 3.000 de consumatori din localitățile Podoleni, Zenești și Tarcău nu au energie electrică. În Piatra Neamț, mai mulți copaci au fost rupți de vijelie și au ajuns pe carosabil. În zona centrală la orașului, un copac a ajuns pe o mașină și a rupt firele de tensiune, iar blocurile din zonă au rămas fără curent electric. Însă, defecțiunea a fost remediată. Până diseară, în zonele montane, vântul va sufla tare, va ninge viscolit, vizibilitatea va scădea temporar sub 50 de metri și se va depune un strat consistent de zăpadă. Izvoarele de apă minerală din localitatea Băcăoană Slănic Moldova ar putea fi redeschise în scurt timp. Este vestea bună a autorităților din stațiune, care susțin că au obținut licența de explorare. La Slănic doar câteva izvoare funcționează în prezent, însă fiecare dintre ele este deosebit prin compoziția sa. În ultimul an, mai mult de 90% dintre surse au fost închise. Și asta pentru că se află pe terenul unei societăți comerciale care a asistat furnizarea apei către turiști. Recent, autoritățile locale au obținut o licență de explorare. Această societate este obligată să ne dea accesul, să ne dea servitute pentru aceste terenuri și sigur că sperăm să nu se opună acțiunii noastre de a utiliza aceste terenuri. Bineînțeles, plătim o chirie modică pentru că nu vrem gratuit, respectăm proprietatea privată.
După 1989, sursele de apă minerală au intrat pe drumul privatizării și așa au ajuns în administrarea unei societăți comerciale. Aceasta a acumulat datorii către o altă firmă și a fost nevoită să-i cedeze din patrimoniu terenul pe care se află o parte din izvoarele din Slănic, Moldova. Noi proprietari au decis ca izvoarele să fie oprite și au oferit posibilitatea primăriei să închirieze terenurile pe care se află sursele, însă la un preț mult mai mare decât evaluările făcute de ediliul orașului. Societatea comercială are dreptul de proprietate doar asupra terenului unde se află izvoarele, dar nu și asupra exploatărilor, care se face pe baza unei licențe. În ultimii ani, nici societatea comercială și nici primăria din Slănic, Moldova, nu au avut dreptul legal de explorare. În aceste condiții s-a impus închiderea izvoarelor. Nu cred că se mai întâmplă undeva în această lume ca o resursă naturală, într-o stațiune consacrată cum este Slănic Moldova, care este atestată de sute de ani și care a fost folosită atât de localnici cât și de locuitori din județ, din țară, să trăiască această situație. Practic avem niște izvoare care au fost, spun eu, aproape confiscate într-o formă sau alta. Astăzi, datorită unui vid legislativ și a unei situații pe care e greu de explicat, nu poate administrația locală să dezvolte această stațiune. Oamenii vin în Slănic Moldova cu gândul la beneficiile terapeutice ale apei minerale. Doar câteva surse funcționează în prezent, însă fiecare dintre ele este deosebită prin compoziția sa. Beneficii sunt ale noastre. Suntem mulțumiți de cazare, de apă, de izvoare, de tot. Pentru sănătate venim. În primul rând pentru aerul care îl respirăm, că este extraordinar de bun. Apa este bună și nouă ne-a recomandat apa de aici și de la izvorul 2 și pentru tratament. Bine, lumea, dar dacă sunt închise, ar lua lumea apă, dar de unde? De unde curge? Doar atât. Îmi place, stațiunea e perfectă. Natura. Apa? Apa de la sondă, unul face de la sondă. Face minuni, nu, e ceva deosebit. Unele vindecă ficatul, altele alungă reumatismul, iar alte izvoare ajung la suprafață cu ajutorul gazelor, care și ele își pun amprenta asupra compoziției chimice. Acest izvor se cheamă Sonda 2 sau izvorul F2. El vine de la 290 de metri, apa vine împinsă de gazele rezultate din straturi, gaze care aduc metan și uitați, dacă îi dăm foc, arde. Este dovada că aceste gaze vin din zăcăminte de petrol și gaze. Primul izvor a fost descoperit la Slănic Moldova în 1801 și de atunci faima apei minerale de aici a făcut înconjurul Europei. Izvoarele au funcționat fără întreruperi majore până în acest an. Obținerea licenței de explorare de către primăria din Slănic Moldova ar putea duce în scurt timp la redeschiderea izvoarelor de apă minerală și ar reafirma stațiunea ca perlă a Moldovei. Corpuri care levitează, roboți care urmăresc un punct fix, brațe automate, toate demonstrează că imaginația nu are limite atunci când se împletește cu pasiunea pentru robotică și inovație. Locul de întâlnire al micilor inventatori a fost în acest sfârșit de săptămână Palatul Copiilor din Iași, care a găzduit concursul național tehnico-științific Învățăm să inventăm, aflat la cea de-a 12-a ediție. Copiii sau deja adolescenți, participanții nu au făcut economie de entuziasm atunci când și-au prezentat munca de câteva luni în fața publicului. Experimentul meu a fost făcut pentru a putea acționa ca un al treilea braț, care este încă în curs de dezvoltare, folosind o serie de senzori MyWare care vin conectați pe corp. Poate fi folosit atât ca și o proteză medicală pentru cei care pierd un braț, dar și, în, de exemplu, în inginerie la fabrică, când au nevoie de mai multe brațe decât au. Aici este un dispozitiv de levitație electromagnetică, este alcătuit dintr-un potențiometru, aici este un circuit și aici este o bobină electromagnetică. Este, se generează un câmp magnetic și greutatea face ca ea să stea în aer. Care e cea mai performantă invenție? Urmăritorul de linie. Și în ce poate fi folosit?
într-o fabrică, fiind robotizată, nu mai trebuie să fie muncitori și să coste foarte mult muncitorii. Folosim un aparat cu diferiți senzori, bine, este costisitor, dar își va scoate pe parcurs cheltuielile. Președintele juriului a fost reputatul inventator, profesor universitar dr. Ion Sandu. Deși are peste 600 de medalii obținute pentru invențiile sale, profesorul încă se regăsește surprins de imaginația micilor colegi. Dacă mai ieri sau acum câteva ediții se lucra mult pe mecanică, astăzi pe electronică, pe teleghidare, pe telecomandă, pe etc. Deci sunt lucruri, să spunem noi, de finețe, lucruri nu ușoare, lucruri complexe. Concursul a fost organizat de Palatul Copiilor în colaborare cu Forumul Inventatorilor Români. Da, gata cu știrile pentru această dimineață, cele pe care le-am pregătit noi împreună cu colegii noștri de la Craiova, așa cum facem în fiecare zi. Vremea, spuneam înainte de știri, nu este tocmai una foarte frumoasă pentru un început de săptămână. Uitați cum arată harta, dacă ne ajută colegii noștri, este jumătate galbenă, jumătate portocalie. Pentru că avem până diseară la ora 23 două coduri în vigoare, unul galben și unul portocaliu. Cel portocaliu este mai ales pentru zonele de munte, acolo unde vântul va sufla cu putere și vor fi și ninsori, viscolite, deci a răbufnit așa iarna. Mare grijă la drum, vă rog, dragi prieteni. Acum câte ceva din ziarele care au venit în această dimineață la redacție. Te rog frumos, prima, că așa, iar așa, da? Așa e. Păi dacă e frig afară, ce putem face? Putem cânta, putem dansa. Festival de muzică și dans aici la Iași, Festivalul Multicultural de Muzică și Dans, care debutează astăzi, va aduce pe scenă muzică și dansul comunităților de rom, de armeni, eleni, lipoveni și turci. Astfel, evenimentul încearcă să promoveze acceptarea multiculturalității prin intermediul muzicii și al culturii fiecăruia dintre comunitățile prezente. Activitățile sunt programate astăzi pe 30 și mâine pe 31 octombrie, acestea făcând parte din cadrul proiectului Obiceiuri și tradiții multiculturale promovate de tineri. Foarte frumos! O să vorbim și noi mâine despre acest subiect din evenimentul, pagina 4, Bacău pe harta orașelor inteligente. Reprezentanții Ministerului Comunității și Societății Informaționale au fost prezenți la finalul săptămânii trecute la o întâlnire cu administrația publică locală. Au fost prezentate soluții smart pentru acest oraș. Bravo, bravo, bravo! Da, și știi cine ar putea să se întoarcă în acest oraș smart? De exemplu, stranierii, cei care au plecat, tinerii mai ales, cei care au plecat în străinătate, uite, stranierii de la polul sărăciei chemați să deschidă afaceri acasă, pentru că în următorii 3 ani consiliile județene din zona Moldovei implementează un proiect prin care se încurajează antreprenoriatul în rândul celor stabiliți în străinătate, adică să întoarcem tinerii acasă. Bravo. Da, iar primăria din Iași promovează scriitorii și cititul, bineînțeles, pentru că municipalitatea va acorda în această săptămână finanțări pentru diverse evenimente care vor avea loc în următoarea perioadă. În total, alocările se ridică la peste un sfert de milion de lei. Cea mai mare finanțare, de 135.000 de lei, este prevăzută pentru Gala Scriitorii Anului, manifestare organizată de Uniunea Scriitorilor din România în perioada 1-2 noiembrie. Mergem către Suceava, dragi prieteni, eliberați de teroarea rablelor de pe spațiu public. E vorba despre municipiul Suceava, unde continuă campania de ridicare a mașinilor abandonate. De la începutul anului, peste 100 de hârburi au fost duse în cimitirul de la Ițcan, dragi prieteni. Uite, arăt aici Cristi, ca să fie cât se poate de clar. În Iași au început... Ei, da, au început ridicările de mașini de pe străzi, ai văzut eu ce se întâmplă, am înțeles că deja 1 milion de lei s-au strâns la pușculița administrației locale. Da, asta este. Da. Și nu plouă doar afară, uite, plouă și noua clădire a pieței centrale din Neamț. O investiție din Piatra Neamț, o investiție de 3 milioane de euro. E păcat că acolo a fost un incendiu mare, s-a refăcut, cu siguranță o să rezolve și această problemă. Și... am tot promovat noi aici la Regional Cafe voluntariatul. E foarte important să faci voluntariat. Aflăm chiar din următorul reportaj. Nu ratați ediția de mâine, Tableta de Sănătate.
emisiune realizată de Claudia Dănăilă. A fi voluntar înseamnă să oferi timpul, energia și abilitățile tale unei organizații fără a avea așteptări financiare. E foarte adevărat. Mai mulți tineri din Iași au înființat în urmă cu 6 luni serviciul voluntar de ambulanță. Urmărim chiar acum un reportaj despre voluntarii serviciului voluntar de ambulanță Iași și despre calitățile pe care acești oameni le au. Oricare dintre noi poate fi voluntar? Da. Câtă vreme dorești să faci acest lucru, întotdeauna vei putea. Ce calități trebuie să aibă un voluntar? Să aibă încredere, să poată învăța și să fie flexibil. Să aibă un program flexibil. A fi voluntar înseamnă să oferi timpul, energia și abilitățile tale unei organizații fără a avea așteptări financiare. Mai mulți tineri inimoși din Iași au înființat în urmă cu aproximativ 6 luni serviciul voluntar de ambulanță, un proiect prin care au dorit să vină în sprijinul echipajelor medicale de urgență ale serviciului de ambulanță județean sau SMURT pentru a degreva activitatea acestora în ceea ce privește transferul între spitale sau pentru a asigura acordarea primului ajutor la diferite evenimente din oraș. Semimaratonul, crossul companiilor, concerte, Sfânta Paraschiva sunt doar câteva dintre aceste evenimente. Cea mai grea perioadă din voluntariat am avut-o chiar acum aproximativ 2 săptămâni la Sfânta Paraschiva. Am fost foarte solicitați, doar că indiferent cât de mult și cât de greu ar fi, vin cu drag. Vin cu foarte mare drag în orice activitate prestată de noi. Cea mai grea activitate la care am participat a fost Cortul Sănătății, în care am întâlnit foarte multe persoane, iar eu, cum sunt o fire mai timidă, mi s-a părut foarte greu să discut cu anumite persoane și, sincer, vin la voluntariat cu foarte mare plăcere. Inițiatorii acestui proiect sunt foști voluntari ai filiarei Ieșenei a Crucii Roșii. Ceea ce facem noi aici este o muncă de voluntariat. Momentan asigurăm primul ajutor la evenimentele majore din județul Iași, primul ajutor premedical. Am asigurat și la Sfânta Parascheva, la semimaratoane, la tot felul de evenimente. Luna aceasta iară suntem full. Ieri am avut o activitate la Biblioteca Gheorghe Asachi, se cheamă Biblioteca de Prim Ajutor. 2 clase sau 3 clase de 9-10, respectiv clasa 11, au venit și au învățat, au asimilat respectiv cum să acorde primul ajutor. Cursuri de prim ajutor, campanii de donare de sânge sunt doar câteva dintre acțiunile voluntarilor ieșeni. Următorul proiect al voluntarilor este extinderea acestui serviciu și în Republica Moldova la începutul anului viitor. Nu uitați tableta de sănătate mâine de la ora 19 pe TVR Iași și ce frumos se leagă, pentru că în această dimineață se află alături de noi Mihaela Morariu, șef serviciu proiecte și programe culturale, PR la Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi din Iași. Bine ai revenit la noi, Mihaela. Bine l-am regăsit, bună dimineața. Un proiect foarte, foarte frumos și de altfel util pentru generația tânără, Biblioteca de Prim Ajutor. Da, săptămâna trecută a avut loc prima sesiune interactivă de noului proiect Biblioteca de Prim Ajutor, organizat în parteneriat cu Serviciul Voluntar de Ambulanță, sesiuni interactive de acordare a primului ajutor în caz de accidente casnice, nu neapărat în cazul unui accident mai grav, pentru că știm foarte bine că atunci când nu știm exact care este starea victimei, este necesar să apelăm la 112. Și, bineînțeles, a doua parte, au fost sesiuni practice de prim ajutor, cu manechin, bineînțeles, în care au învățat tot felul de tehnici de prim ajutor. A doua parte a activității, comportament corect în caz de dezastre. Am mers pe, panicăm, e foarte important. Cu tremure, nu, este bine să fim pregătiți, pentru că știm foarte bine că cel mai periculos până la urmă în cazul unui dezastru este să nu fii pregătit și să te panichezi. Am înțeles, cine beneficiază de aceste cursuri de prim ajutor? Deocamdată am mers în liceele din zonă, așa cum s-a spus în reportaj, proiectul se desfășoară la filiala Ion Creanga, Bibliotecii Județene, cea de la Casa Sindicatelor, beneficiem acolo de un spațiu generos în care putem să desfășurăm activitățile și cu ocazia asta îi aducem în bibliotecă, le prezentăm și serviciile bibliotecii și modalități de folosirea timpului lor liber.
Au fost 65 de elevi de la Colegiul Tehnic I.C. Ștefănescu, vecinii noștri de vis-a-vis. În fiecare lună vor avea loc astfel de sesiuni și în fiecare lună noi facem acest proiect în cadrul organizat. Dar asta nu înseamnă că dacă cineva vine de pe stradă în momentul când este aceste sesiuni în desfășurare, nu vor fi primiți. Da. Cu siguranță, mai ales că la final primesc și... un flyer, noi am spus... permis de salvator, da, cu ghilimele de rigoare. Promovăm 112 în acest permis și pe Verso sunt 5 sfaturi pentru 5 situații mai, să spunem, des întâlnite. Ce faci în caz de te arzi cu ulei sau cu, da, flacără de aragaz? Ce să faci în momentul când începe un cutremur? Ce să faci în momentul când vezi pe cineva că este într-o stare care, mă rog, ar necesita asistență medicală. Așa că, dragi copii, dacă sunteți în zonă și vă interesează astfel de cursuri, și eu cred că ar trebui să vă intereseze, nu ratați întâlnirea cu Biblioteca de Prim Ajutor. Și noi ne apropiem așa, încet, încet, dar sigur, de cea de-a patra ediție a Festivalului Teodoreni, care va avea loc anul acesta pe 7, 8, 9 decembrie. Am dat drumul la concursuri, bineînțeles. Tema de anul ăsta este una care va avea și public și invitați pe măsură, povești cu vânători, pescari și gastronomi. Sună fiecare zi bine. Va fi dedicată unui, vam avea prima zi dedicată poveștilor cu vânătorești, o zi dedicată gastronomilor și una cu povești pescărești. Hai să amintim și de concursuri, ca cei care ne urmăresc în acest moment și sunt elevi, pentru că sunt concursuri dedicate lor, să se poată înscrie. Bine, e și un concurs cu conserve, la mă interesează. Pe mine și cred că pe toți moldovenii, pentru că ne pricepem la conserve. Da, sunt două concursuri adresate exclusiv elevilor din județul Iași. Deocamdată nu putem să mergem cu el, să-l regionalizăm. Vom încerca, dar e destul de complicat. Premiile sunt super motivante în bani. La ambele concursuri, premiul întâi 500 de lei, premiul al doilea 400, premiul al treilea 300. Se vor mai acorda premii speciale. Unul dintre ele este concursul de traducere și retroversiune Ionel Teodoreanu. Anul acesta am ales o carte care nu a fost tradusă în românește până acum, High Society de Ellie Carter. Și din Ionel Teodoreanu, bineînțeles, la Medelen. Un fragment de 2500 de caractere, fără spații, asta înseamnă cam o pagină. Asta înseamnă că trebuie să participe, Anca. Da, uite, da. Are Roxana o glumă cu voi două pe acest subiect, nu se poate. Acum trebuie să o spui, te rog tare mult. Zi despre, da, acest subiect, că sunteți... E foarte amuzant că ne vorbește Medeleanca despre acest subiect, dar trebuie să particip ca să vadă elevii în persoană. Nu mai sunt elevi de liceu, din păcate. Nu, dar să merge acolo ca model. Ați văzut că e normal că a tresărit fiind din Brăila când s-a spus de poveștile pescărești și toate vor începe la elevi așa. A fost tata odată la pescuit și s-a întâlnit cu unchiul nostru care e și vânător, dar asta o să fie probabil în... Băi, la secțiunile astea așteptăm pe oricine, nu, în afară că vom avea cel puțin doi invitați super speciali, nu le dăm numele deocamdată, este surpriză, vom împărtăși povești, bineînțeles, vom avea ca parteneri și Asociația Pescarilor și Vânătorilor din Iași. Eu cred că va fi mai mult decât interesant. Nu cred că a mai fost subiect de festival până acum, dar noi încercăm să facem un festival. De fapt, scopul declarat al festivalului este un festival eminamente moldovenesc, ieșean, prin prezența celor doi frați, Păstorel și Ionel Teodoreanu. Și revenind la concurs, concursul de traducere și retroversiune. Cele două fragmente sunt disponibile pe pagina bibliotecii, la secțiunea concurs de traducere și retroversiune. Cel de-al doilea concurs este concursul de desene dedicat scrierului Ionel Teodoreanu. De data aceasta avem două secțiuni, gimnaziu și liceu. Gimnaziu în Casa Bunicilor, la Medeleni secțiunea liceu. Premiile, cum spuneam, sunt în bani. Desenele trebuie executate pe A3, în orice tehnică posibilă, doar pe calculator să nu fie.
Și anul trecut, de exemplu, am avut, cred că 180 de participanți, wow, la cel de desene și vreo 95 la cel de retroversiune. Desene originale. Desene de originale, da. Iar anul acesta avem și o surpriză pentru câștigătorii primelor două ediții. Am făcut un calendar de birou în care cele 12 luni sunt, fiecare lună are câte un desen câștigător. Ah, ce frumos! Deci concurență mare, probe destul de grele, din câte înțeleg. Da, pare simplu la prima vedere. Noi avem un juriu la cel de desene prezidat de maestrul Liviu Suhar, iar desenele sunt jurizate orbește, ca să spun așa. Da, nu se vede cine concurează, pentru că vrem, nu vrem, întotdeauna va exista o subiectivitate din partea juriului. Dar la concursul de conserve, cine jurizează? Că vreau și eu să fac parte din juriu. Avem un cunoscut gastronom și critic de bucătărie în Iași, Marius Cristian, zis Costachel, un alt personaj din... Da, da, da. De-a lui Păstorel. A fost colegul cu noi aici pe băncuță la matinal. El va fi pentru al treilea an, va conduce. Dacă are nevoie de ajutor pentru degustare, da, sunt, da, fetele, aici, să știți că sunt. Avem o listă și probabil că vom face un casting pentru a selecta din jurul. Prima, deci asta cu castingul e adjudecată. Avem două secțiuni și la cel de conserve, dulce și sărat. La dulce, evident, dulcețuri, peltele și tot ceea ce spunem noi că e desert. Iar la sărat, absolut tot ce ține, inclusiv zarzavat, pentru ciorbe. A fost câștigător anul trecut. De fapt, marele premiu a revenit unei zacuști din fasole. Foarte interesant. Da. Interesant. Am avut noi încă de aici, de la Măsuț, încă mai așteptăm promisiunea cu cea cu pește din Brăila, dar asta e altă poveste pescărească. Ținând cont de temă, tema fiind cea legată de pescari și vânători, am extins concursul de zacuși și vom accepta un concurs și zacusca de pește, bineînțeles. Nu se putea. Foarte, foarte frumos. Îți mulțumim mult, Mihaela. Multă baftă în următoarea perioadă. Iar voi, dacă sunteți elevi, dacă sunteți, vă place să gătiți acasă, arătați-ne și nouă. Mai multe informații găsiți pe site-ul bibliotecii bjiași.ro. Mergem mai departe. Nu ratați o nouă ediție de Reporter Special. Citesc, cresc, mă exprim. Astăzi e de la ora 18:30 pe TVR Iași. Lucian și Gabriel sunt frați și trăiesc în comuna ieșeană Moșna. Sunt doi dintre 10.000, dintre cei 10.000 de tineri din mediul rural pentru care ziua se derulează altfel. Le aflați povestea la Reporter Special astăzi, o emisiune realizată de Vasile Arhire. Așa, hai, mănâncă. Când vin de la școală, mă schimb, mănânc, după încep lecțiile. Și după ce termin lecțiile, dau de mâncare la pui, aduc mâncare la căprițe. Am doi iezi care mi-s dragi. Și seara trebuie să aduc vaca, care este la cereadă. Lucian și Gabriel sunt frați și trăiesc în comuna ieșeană Moșna. Sunt doi dintre zecile de mii de tineri din mediul rural pentru care ziua se derulează altfel. Când vin acasă, mă duc căruța, aduc fân, aduc iarbă, mă duc la stropit, la vie, car piatră. Îi fac o competiție între ei. Că ăsta mic
spun tot timpul că să-l ajungă pe celălalt, care e la facultate, l-am sunat foarte bine, prinsă la întâiar tot, așa corect. Cu furca în brâu, cu gândul dus, era frumoasă de nespus, în portul de la țară. Seara mai mult citesc, înainte să mă pun în pat, să mă culc. Așa am eu. Mă mai duc la bibliotecă, îmi iau cărți și maxim o săptămână le termin pe toate. Cine ți-a dat imboldul acesta pentru lectură? Eu, pentru că am vrut să fiu ca fratele meu. El citea când era elev aici? Da. Citea mult. Reporter special astăzi de la ora 18:30 pe TVR Iași. Ce faceți, dragi colegi? Ce să facem? Uite, ne oprim deocamdată din citit ce se mai întâmplă prin ziare și mergem către Timișoara să vedem la întâlnirea săptămânală cu Florin. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Aurică! Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! În primul rând trebuie să ne spui cum e vremea acolo, pentru că am făcut o revistă a presei meteo de dimineață și am tras tot felul de semnale de alarmă. Ce se întâmplă în zona voastră, Florin? Depinde de perspectivă. Dacă privești din interiorul unui apartament, vremea ai putea spune că e de primăvară-vară. Dacă ai făcut greșeala să ieși afară pe considerentul din apartament, ai înghețat, pentru că e, cum să zic, nu e chiar atât de frig pe cât o să fie în lunile următoare, dar totuși e neașteptat de rece după o perioadă în care trebuie să recunoaștem că am fost dezmierdați cu vreme frumoasă, cu soare. Acum e un soare cu timp, sunt, după părerea mea, în jur de 6-7 grade afară. Numai da, cu. Din păcate bate și vântul și organismul care noi obișnuit cu frigul resimte temperaturi mai scăzute. Ce ai pregătit la emisiune, spune-ne? Da, dacă mai țineți minte, dacă mai aveți înregistrarea săptămânii trecute, când o începeam cu o avantpremieră la turneul campioanelor, spuneam că ne așteaptă un meci de Cupa Davis împotriva Israelului. Ei bine, totul e bine până când se termină cu bine, deși n-a făcut ispravă mare la turneul campioanelor. Simona Halep a rămas numărul 1 mondial, ceea ce contează. Este unul din cei 13 numărul 1 mondial din istoria WTA, deci clasamentului profesionist feminin. Cât privește naționala de Cupa Davis a României, nicio șansă în Israel. De origine românul Dodisela a făcut ce a vrut cu ai noștri, despre asta discutăm astăzi. Evident, dacă săptămâna trecută plângeam pe umărul meu referitor la rezultatul pe care Poli Timișoara l-a obținut cu Steaua, ei bine, săptămâna începe cu plânsete pe umărul colegului Pribeanu de la Craiova, unde Steaua a făcut ravagii și în propriul lor fief, adică la drobeta Turnul Severin, împotriva celei mai iubite echipe a oltenilor. Deci, ăsta ar fi începutul, după care ne ducem săptămâna asta și prin MotoGP. Avem campionul național la Superbike, care este din Arad, Robi Mureșan, vine în studio la noi. Apoi multe alte subiecte interesante, dar ce trebuie să spun, că dincolo de toate astea avem și povești foarte frumoase de viață și una dintre poveștile astea am adus-o și pentru voi în emisiunea de astăzi, pentru că e extraordinară, vine de la colegii noștri de la Cluj, o datorăm lui Paul Olar. E povestea lui Alex Bologa, un tânăr extraordinar. E nevăzător, dar ceea ce face el e la cel mai înalt nivel. E comparativ, dacă vreți, cu ceea ce face Simona Halep în tenis sau ce face FCSB-ul în cupele europene, chiar dacă nu beneficiază de aceeași atenție pe care o au cei pe care i-am amintit. E uneori trist, alteori păcat, dar până la urmă e bine și e o fericire mare să putem să urmărim astfel de exemple care, nu știu, pe noi ăștia care nu ne-am apucat la modul serios în viață de mai nimic, în sport cel puțin, a trebuit să fie un model. O lecție, într-adevăr. Florin, mulțumim frumos, o să vedem imediat povestea. Una viitoare mă pregătesc din nou. Gânduri bune și te urmăresc bine, telespectatorii bine, de la ora 16 pe TVR3 în prelungiri, dragi prieteni. De asta există și televiziunea română să spună astfel de povești. Vedem chiar acum ce poveste frumoasă spun colegii despre Alex, iar noi revenim cu un concurs imediat. Rămâneți alături de noi.
2017 a fost un an perfect pentru Alex Bologa. Judocanul a câștigat medalia de aur la campionatul mondial pentru nevăzători, competiție desfășurată în Marea Britanie. Apoi, la începutul lunii octombrie, clujeanul a mers la Cupa Mondială, care a strâns numai puțin de 139 de sportivi din 25 de țări. Dintre toți, Alex s-a clasat pe locul 2 și a cucerit medalia de argint. Se pare că ceea ce am pregătit a dat și un rezultat. Am avut multe competiții, mi-am îndeplinit obiectivul pe care mi l-am propus pe anul acesta, campionatul european. Pe ransamblu pot să spun că sunt mulțumit. Ca urmare a succesului de la Tashkent, judocanul clujean a urcat o poziție în clasament și va ocupa locul 2 în ierarhia mondială. Alex va participa la o competiție în Japonia la sfârșitul lunii noiembrie și a fiecare concurs la rând. Marele obiectiv se leagă însă tot de Tokyo, acolo unde se va desfășura peste 3 ani Paralimpiada. Parcă este chiar mai motivat după rezultat, fiind un pic virusat de rezultatul de la Paralimpiadă. Și acum, momentan, are o motivare foarte, foarte bună și deja el știe obiectivul lui pentru Tokyo 2020, care sperăm că va fi încă o medalie sau încercăm încă o medalie. În vârstă de 21 de ani, Alex Bologa a cucerit bronzul la Jocurile Paralimpice de la Rio. Ei bine, suntem pe final de lună octombrie și început de lună noiembrie. Logica mea funcționează de dimineață. Dacă e început de lună noiembrie, sunt zile de mare sărbătoare aici la Iași, pentru că TVR Iași aniversează în luna noiembrie 26 de ani de televiziune regională. Evenimentele aniversare debutează joi, pe 2 noiembrie, de la ora 18, cu un spectacol folcloric. Concertul face parte dintr-un proiect transfrontalier care va continua pe ruta Cernăuți și Chișinău cu alte spectacole de gală. Într-adevăr, e și concursul despre care vorbeam. Puteți afișa, colegi, numărul de telefon, pentru că primii 10 telespectatori care sună chiar acum și vor fi notați de către colega noastră Mihaela, îi mulțumim frumos, vor putea participa la acest spectacol care are loc la Casa de Cultură a Studenților din Iași, transmis în direct pe canalul TVR Iași Regional, vedete consacrate și tineri interpreți de muzică populară, ansamblu folclorice din cele 3 regiuni etnofolclorice, vor antrena publicul într-un spectacol eveniment. Pe scenă vor urca Veta Biriș, o ascultă chiar acum, Nicolae Gribincea și Plăieșii din Chișinău, Maria Iluț, Alexandru Brădățan, Nicu Mâță, Ilie Caraș, Nicoleta Hafiuc, ansamblu artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, sub bagheta lui Viorel Leancă, ne bucurăm să-l vedem, alături de soliștii George Finiș, Rodica Andronic, Dana Dăncilă, Marian Gogan și Andreea Chisăliță. De la Cernăuți vor veni tineri interpreți și dansatori. Și nu ne oprim aici, pentru că vineri e pe 3 noiembrie de la ora 16 și sâmbătă 4 noiembrie de la orele 10 și 16. Vă invităm în sala studio a TVR Iași pentru a urmări filmele incluse în caravana filmelor documentare. Alături de regizor și realizator consacrați, anul acesta participă și tinerii cineași cu filmele lor de scurtmetraj. Vă invităm să fiți alături de noi la această sărbătoare, așa cum ați fost în toți cei 26 de ani ai noștri, și să știți că partenerii noștri sunt Primăria Iași, Consiliul Județean Iași și Consiliul Județean Suceava. Pe lângă mulți alți parteneri organizatori, mulțumim tare mult. Astăzi, mâine, până joi, dragi prieteni, câte 10 persoane vor obține 10 invitații duble la matinal. De obicei sună cei din zona Moldovei, nu neapărat din Iași, să știți că am avut de fiecare dată oaspeți din toată Moldova. Pot suna și cei din țară care ne urmăresc, nu asigurăm cazare. În schimb, vom asigura un spectacol de excepție ca de fiecare dată, de gală. Iar mai apoi vom merge cu aceste spectacole de gală la Cernăuți și la Chișinău. Rămâne numărul de telefon afișat. Spunem din nou bună dimineața. Bună dimineața. Alături de noi se află părintele Dan Damoschin. Este preot la biserica de la Maternitatea Cuza Vodă din Iași și e unul care face fapte bune indiferent de vreme, dacă e primăvară, vară, dacă plouă sau ninge. Bună dimineața și bine ați revenit la noi. Bună dimineața. Cu multă bucurie, bine v-am găsit și cu anticipație la mulți ani pentru sărbătoarea la care vă pregătiți. Mulțumim foarte, foarte mult. Dacă pentru unii faptul că se apropie iarna e un motiv de bucurie, vin sărbătorile, ne așteaptă cadouri, ne adunăm așa în jurul mesei, alături de familie, pentru alții e motiv de suferință, pentru că nu au casă. Însă dumneavoastră v-ați gândit și la aceste mame singure care sunt pe străzi, pentru că deja se derulează în prezent construcția a 7 case, nu?
Da, o definiție simbolică, 7 case. Da. Dacă lumea se bucură că vine iarna, eu nu mă bucur de fel, pentru că aș vrea o iarnă doar de Crăciun și de bobotează. Da. În rest să fie cald. Și văzând prognozele apocaliptice de pe la televizor, desigur nu stai foarte relaxat, gândind că sunt încă multe mame și foarte mulți copii care nu sunt pregătiți pentru iarnă. Mă refer la cei care nu au lemne pentru iarnă, nu au haine corespătare, dar în mod deosebit aceste mame care locuiesc în condiții insalubre, fără, eu știu, încălzire, prin canale sau pe unde apucă cu copiii de mânuță, mame care provin în mare parte din centrul de plasament și care pentru a nu-și pierde copilașii refuză cumva contactul cu orice instituție de stat care ar putea să ofere o soluție provizorie sau deja au epuizat aceste soluții. Sunt mame pe care noi cei din Iași poate că le-am întâlnit pe stradă, ne-am întâlnit cu ele de multe ori. E un gând frumos, mai ales că e cu bătaie lungă, să-i spun așa, pentru că respectivii copii vor avea acces la educație și nu vor ajunge astfel infractori și cerșători la acesta rândul. Este gândul nostru. Ne întâlnim cu aceste mame zilnic la semafoare, la ușile bisericilor, pe bulevarde centrale, care efectiv cerșesc pentru o butelie, pentru, eu știu, o bucată de pâine sau pentru un braț de lemne. Întrucât ajutăm sistematic de foarte mulți ani aceste mame, nu am văzut niște rezultate foarte, foarte bune și de aceea ne-am decis să schimbăm acasă, să le facem o casă, o casă a lor, o casă unde mamele să poată să beneficieze de condițiile firești, umane de locuit. De unde vedem imagine ce, o fundație era? Da, acolo este fundația. Acum suntem deja la placa de la parter. Astăzi am început din nou să cofrăm pentru că timpul nu a fost foarte prielnic. Nu, din păcate s-a zburlit puțin vremea. Încă noi suntem norocoși, ați văzut ce e în țară. Am văzut că de seara valorilor, proiectul Casa Share a fost cumva premiat de către primăria Iași, un lucru frumos. Se leagă de subiectul de la reporter special și ceea ce faceți dumneavoastră și nu e întâmplătoare prezența dumneavoastră în studio. Ați venit cu flori, dar dumneavoastră ar trebui să primiți așa măcar împreună cu colegii este dumneavoastră. Este floare de cărămidă, să știți. O floare. Pentru că lupta împotriva abandonului școlar, acorda unei șanse la învățătură și a depăși condiția pentru cei din zona rurală sau nu numai, este un subiect obligatoriu, am putea spune, pentru noi ca televiziune publică și pentru cei care se gândesc să facă bine, să dea o astfel de șansă unor astfel de copii, indiferent unde învață, unde locuiesc, ar trebui să fie în mintea oricărui om care poate să gândește să fie și voluntar, nu? Cum era? Vrei să fii voluntar? Ia un sac de ciment în spate și ne vedem sâmbăta viitoare pe dealul nu știu care, nu? Cam așa era. Da, vorbeați frumos despre problema aceasta socială cu care ne confruntăm ca oraș, capitala a Moldovei. Concentrăm în acest fel și sărăcia din Moldova, pentru că mulți vin aici să găsească un rost în Iași, chiar dacă marea parte a mamelor au locuit în anumite zone rurale de care vorbim, au venit la Iași, pentru că aici găseau mai ușor un sprijin, iar soluțiile spuneam că nu sunt. Fără educația copiilor de care avem atât de mare nevoie, am văzut o panică pe piața muncii, oamenii nu au cu cine să lucreze, fără acești copii educație nu vom putea supraviețui nici noi în viitor. Întrucât, așa cum am mai spus și cum spunea și colega dumneavoastră, acești copii lipsiți de educație devin fie cerșetori, fie infractori. Iar mamele neajutate să muncească, pentru că sunt mame cu mari lacune, cu un handicap social uriaș, dacă nu sunt efectiv duse de mânuță la un serviciu și supravegheate mult timp pentru a reuși să se integreze, nu vor reuși nici să renunțe la slăbiciunile care le-au dus în situația în care se află. Într-adevăr, iar pentru copilul lor mai este o șansă în acest moment. Sigur, și pentru copil, și pentru mamă, dar pentru la mamă este un efort îndelung, dar copilul fără mamă nu poate fi imaginat, încât fără să vrem
ne implicăm în toată familia pentru a avea niște rezultate cât de cât bune. De-a lungul timpului am văzut povești foarte frumoase, atât la știri, dar și în emisiunea noastră. Nu mai departe am văzut copii care au probleme cu dizabilități și care fac facultatea de psihologie, de exemplu, să-i ajute pe cei ca ei, orfani care acum sunt majori și care lucrează cu orfani. Iată dimineață cei care au fost voluntari la Crucea Roșie au făcut acest serviciu de voluntar pentru a-i ajuta pe cei care trebuie să învețe să dea un prim ajutor. Ce s-a întâmplat cu copiii din grupul dumneavoastră care au crescut și ce povești de succes spun ei acum? Dacă în clipa de față ne putem mândri cu un număr de 32 de bursieri elevi la Liceele Bâine din Iași și la facultățile de prestigiu, ar trebui să spunem că avem și câteva rezultate după an de muncă, în care avem oameni care au ieșit de pe bănci școlii, lucrează și sunt printre cei care sprijină misiunea noastră. Zile trecute m-a stat o fetiță din o fetiță din Italia, fetiță de altă dată, care a spus că vrea să ajute și ea, întrucât și ea a fost ajutată. Și mi-am adus aminte că vorbim de un proiect pilot cu mulți, mulți ani în urmă, în care am detonat niște bani pentru construcția unui așezământ pentru a fi trei burse la niște eleve sărăcăcioase din locul unde lucram la vremea respectivă, și astfel au ieșit trei copii care au cu ce se lăuda, mai ales că ei sprijin și familiile care au rămas într-o stare de criză în comunitate, dar iată, ajută și pe ceilalți. Este mai greu cu piața muncii, pentru că în zona personalului calificat în orașul Iași este foarte greu. Dar trebuie să ne referim doar la orașul Iași, pentru că dumneavoastră sunteți aici pentru că sunteți un exemplu. Un bun exemplu. În momentul de față ne urmăresc din toată țara telespectatorii ai noștri și aș vrea, dacă se poate, Cristi, să vedem tableta glasulvieții.ro alături de campanii noastre. Să te rog, Rosana, să citesc puțin și din titlurile campaniei și poate, cine știe, cei care ne urmăresc, să se alăture dumneavoastră, dar poate porne și ei un astfel de site și o astfel de campanie. Este loc pretutindeni. Fiecare oraș se confundă cu astfel de mame sau îngăți astfel de mame cu copiii de munță pe stradă. Și cred că a oferi o mână de ajutor acestor persoane, de fapt, este o investiție în viitorul nostru, întrucât nu ne place să fim trași de mânică pe stradă atunci când se cere un leu pentru pâine, nu ne place să găsim copii murdari prin stații de tramvai sau în loc de transport în comun, dar credem că lucrul acesta poate face statul. Statul face, dar este limitat și el de anumite bugete, de anumit personal, încât fiecare om din lumea noastră poate să intervine dacă dorește. Până aici discuția, scuze, e mai lungă, spun eu că poate dumneavoastră nu doriți să fiți atât de direct. S-ar putea lucra puțin la legea sponsorizării și atunci firmele să fie mai interesante să ajute astfel de oameni. A fost făcută praf în ianuarie, dacă acum doar o firmă care are 500.000 de lei ca și cifre de afaceri mai poate face sponsorizare, deci practic trebuie să fie companie milionară ca să poți să faci sponsorizare. Da. Dar până la companii și firme rămânem noi oamenii cu bun simț și cu suflet, care putem să direcționăm acest ajutor către un final clar și eficient. A da o pâine pe stradă nu e același lucru cu a pune o cărămidă, a oferi o casă și a duce pe copii la școală. Nevoile sunt multe, ne amintați de flori de cărămidă. Să facem un apel către cei care ne urmăresc și sunt cu suflet mare. Și eu știu, sunt conștientă de faptul că sunt oameni care vor să facă și o donație. Da, s-a obiectat faptul că fac fapte bune cu banii altora. Am vrut să demonstrez că nu este așa. Facem fapte bune și cu banii noștri, ai familiei, ai prietenilor noștri. De aceea am lansat această idee. Cumpărăm o floare sub prețul pieței, din care achiziționăm, după ce îl plătim, sigur, prețul de achiziție, 3 cărămizi. Deja sunt câteva sute de bucăți de flori vândute, avem câteva mii de cărămizi până în clipa de față, încât până la 10.000 interior și exterior mai avem de mult câteva mii, dar nu ne plângem că lucrurile se așează. Câteodată în viață trebuie să fie și un astfel de catalizator, cel care, eu știu, inspiră, stimulează pe cei din jurul lui, care poate din comoditate, din orice altceva stau, cum spunea și Florin. Dacă te uiți acum din apartament, poate e cald afară, dacă ieși să faci ceva, mai bate vântul, să mai întâmplă ceva.
Poate acest lucru este de ani de zile și motorul nostru, pentru că de-a lungul timpului, și mă uit aici în studio, am mers cu Teo și am filmat, am și donat sânge la Centrul Regional de Transfuzii din Iași, tocmai pentru a fi și noi acea picătură care să-i impulsioneze pe ceilalți. La fel cum vedeam și în weekendul acesta, oameni care au scăpat din tragedia de la colectiv, și trebuie să vorbim astăzi despre acest lucru, pentru că au trecut 2 ani de zile și care se încăpățânează să spună și nu vor să se uite în primul rând, pentru că fiecare dintre noi trebuie să facă ceva, pentru că astfel de tragedie să nu se mai întâmple. Și e important să ne aducem aminte și să spunem acest lucru pentru toată lumea. Yes. Așa că, dragilor, dacă vreți să ajutați, găsiți pagina de Facebook a părintelui Dan Damaschin, de altfel site-ul www.glasulvieții.ro, puteți intra acolo și găsiți toate detaliile necesare. Quadrupleții sunt bine? Slavă Dumnezeu, au ajuns acasă, cred că au fost și botezați ieri la biserica din comunitate, casa a fost amenajată de primărie, le-am pus la dispoziție și le-am bugetat pe Pampers și lapte proaspăt pentru scutece pentru următoarea perioadă. Astăzi va veni frigiderul, aragazul și cu ajutorul viitoare mașina spălat și rețeaua de apă, mă rog, proprie din cu hidrofor, pentru a avea și o baie atât necesară la o familie atât de mare, cu 4 copii nou născuți, cu 4 copii de acasă și cu 2 unui frate rămaș în curtea familiei Cosma. Mai ales că, uite, iarna ne bate la ușă. Da. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc, să vă dea Dumnezeu putere să continuați toate proiectele, iar dumneavoastră nu uitați de numărul de telefon, mai puteți suna pentru invitații. Nu uitați că sărbătorim 26 de ani, de 26 de ani suntem alături de dumneavoastră. Ce auzim? Vedem? Vedem chiar acum puțin din un fragment din Cântec și Poveste cu Veta Biriș. Rămâneți cu noi, ne luăm la revedere imediat. Așa e românul când se înveselește, ca și stejarul când bucurește. Așa e românul când este iubit, ca și stejarul când a înverzit. Așa e românul când este iubit, ca și țara-i frumoasă și-n fericire, poate oricine să trăiască-n ea, dar și-a mea mamă ce am pe lume, e tot ce am mai sfânt în ea. Veta Biriș la Iași pe 2 noiembrie, dragi prieteni, în cadrul proiectului Transfrontalier Aniversar TVR Iași, 26 de ani. La mulți ani de pe acum tuturor colegilor. Și noi gata, am ajuns la final, însă vă dorim să aveți parte de o săptămână cât mai bună și mai productivă. Ne întâlnim mâine tot de la 8. Toate cele bune!